Bună ziua, bun găsit la șir, doamnelor și domnilor. Cel mai hulit ministru din guvernul PSD este contestat și de opoziție. Senatorii dezbat în mai puțin de o oră moțiunea simplă împotriva ministrului de finanțe Ionuț Mișa, o moțiune care a fost inițiată de PNL, dar semnată și de USR și PMP. De altfel, Mișa nu se bucură de un sprijin foarte mare nici în interiorul coaliției de guvernare. Ministrul a gafat încă din ziua învestirii guvernului Tudos, atunci când a anunțat desfințarea pilonului 2 de pensii. Alina Sorocean vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Alina. Te ascultăm. Bun găsit! La ora 16 va începe plenul Senatului, în plen în care se va dezbate și va fi supusă votului moțiunea simplă îndreptată împotriva lui Ionuț Mișa, ministrul finanțelor, care peste noapte a anunțat mai multe măsuri fiscale. Cei din opoziție spun că nu sunt de acord cu split TVA, cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, cu reducerea contribuțiilor la pilonul 2 de pensie. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care astăzi supun votului această moțiune simplă împotriva ministrului finanțelor. De altfel, nici cei din PSD nu sunt de acord cu ministrul finanțelor. Eugen Todorovici a cerut nenumărate ori demisia lui Ionuț Mișa. Spunea că este chiar un personaj din desene animate, un ursuleț, și că nu este normal să anunțe peste noapte măsuri, asemenea măsuri fiscale. Cineva trebuie să răspundă pentru tot ceea ce se întâmplă în acest moment. Așadar, iată că Ionuț Mișa nu beneficiază de susținere nici în interiorul coaliției, în interiorul PSD. Vom vedea ce se va întâmpla astăzi la plenul Senatului și dacă va trece sau nu această moțiune simplă.